activitatea executivului, pentru că de măturat prin oraș nu măturat dumneavoastră, dar măturat cei care trebuie să se strânsească foarte dimineață. Deșterți și de făcut regulă în spațiu, eu tot nu vă ocupați dumneavoastră. Categoric. Și nici să administrați dumneavoastră nu puteți. Tot categoric nu puteți să administrați aceste lucruri. Ceea ce văd eu astăzi este o tentativă foarte clară de a interveni în activitatea acestor instituții. Exact așa în multe alte subiecte care sunt pe ordine de zi a acestui Consiliu Municipal, eu înțeleg că este febră electorală, că trebuie acolo sau acolo sau în partea asta, cumva aceste coagulări de forță să fie făcute pentru a împiedica, repet, și nu o să mă opresc aici, a împiedica activitatea executivului. Oamenii spun că astăzi primăriei municipiului Chișinău se descurcă. Se descurcă mult mai bine decât se descurca anterior. Acest lucru, în discuții private, le recunoașteți și dumneavoastră. Acum, care este scopul? Scopul este ca primăria să nu se descurce. Pentru că sunt multe alte proiecte importante pe care am terminat activitatea. Deopotrivă. M-ați întrebat de ce n-am venit la Consiliu, nu am vrut să fac aici polemici. Și nici nu vreau în continuare să facă aceste polemici. Nu mă interesează. Dar ceea ce observ eu este pas cu pas tendința de a bloca activitatea executivă prin exercitarea atribuțiilor. Începând cu planul general urbanistic. Finalizând cu proiectele de infrastructură. Proiectele care astăzi trebuie să aducă bani în buget. Bugetul care l-ați votat dumneavoastră. Buget care este deficitar, buget care este administrat foarte complicat în aceste condiții, ținând cont de faptul că a venit pandemia. Și multe rezultatele care urmează. Eu personal voi solicita contestarea acestei decizii, dar nu din stat. Ținând cont de faptul proporționalității incorrecte din punct de vedere legal. Și tot ce înseamnă pe voi face ca să blochez această decizie, v-am anunțat și v-am anunț în continuare. Pentru că eu că înțeleg, dați-mi voie să finalizeze un lucru, nici eu nu. V-am văzut delectându-se în funcții. V-am văzut delectându-se atunci când v-ați majorat tot felul de lucruri. Nu o să spun care, fără o, Roman, fără o. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce faceți dumneavoastră, nu este bine deloc. Și tentativele acestea de intimidare a executivului, tentativele de a veni și a bloca activitatea executivului, nu sunt deloc bine. Și eu vreau ca cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău, să știe foarte clar cine face acest lucru. Din ce bani și cu ce scop. Atât am vrut să vă spun. Pentru ziua de astăzi vă doresc succes. Repet. Voi bloca această decizie oriunde voi putea, în instanță de judecată, la cancelarea de stat. Pentru că ideea voastră de bază este astăzi una nedemocratică. La limita libertății. Mi s-a spus nici în Parlament nu aveți astăzi de exemple și dumneavoastră mergeți cu tancul, nu știu care, în mod intenționat, ca să blocați aceste lucruri. Așa cum blocați licitații de cruciare. Pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău nu se mai dă pe sub masă. Și știți foarte bine acest lucru. Voi urmați, dar blocați. Mi-am întins peste 4 luni de zile ca să... Slavă Domnului, am ajuns la un numitor comun. Cu unele proiecte referitor la transportul public. Dar știți că în suburbie este problemă. Știți că este problemă în municipalitate. Nu știu problemă. Faceți ceea ce doriți. Eu vă doresc succes astăzi și repet. Eu voi face tot posibil ca să contest. Și rog consilierii care au încă demnitate și integritate, să nu se face de cum se numește? Cred că Valeriu Ivan, și vreau și vreau. Mă pot să-ți spun. Înțelegeți, vă rog, Valeriu Ivan, mulțumesc la primul domnul de plan. Și eu vreau să vă doresc sănătate. Da, vă rog. Mulțumesc. Domnul Grădinar. Mulțumesc, domnul Grădinar, de poziție. Este clar.